O să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din Biblie care se numește Amprenta lui Dumnezeu. Există un pasaj în Scriptură care vorbește despre amprenta lui Dumnezeu și îl găsim în a doua carte a Bibliei, în Vechiul Testament, în capitolul 8, versetul 19. Acolo a fost o competiție cu temă religioasă între omul lui Dumnezeu Moise și între vrăjitorii regelui Egiptului, lui Faraon, și în final, puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin Moise a fost superioară, vrăjitorii au fost învinși și rușinați, trădați de ceea ce știau, au spus: aici este degetul lui Dumnezeu. Amintiți-vă, vă rog, de această afirmație care vorbește despre resemnarea unor oameni care dominau o țară și, de fapt, la vremea aceea, un imperiu, pentru că au fost eclipsați de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Dacă ceva este etern în lumea aceasta, Dumnezeu este etern. Ce înțelegem noi atunci când spunem amprenta lui Dumnezeu? Înțelegem că amprenta lui Dumnezeu este simbolul existenței și lucrării sale în univers. Înțelegem faptul că este semnul prezenței și influenței lui în viețile noastre. Înțelegem că e manifestarea suveranității, a eternității și a infinității sale, în care noi credem. Adevărul este că am lăsat viața noastră în mod conștient să fie modelată de Dumnezeu. Dacă ne-am bazat pe simțurile noastre, astăzi am fi în alt loc. Am crede altceva și am face altceva. Am ales să ținem cont de ceea ce știm din Biblie, de experiențele pe care le-am avut până la momentul acesta și să neglijăm tendințele instinctelor primare care se țin după noi și se vor ține până la sfârșit. Sunt lucruri de care ne jenăm din trecutul nostru. Timp în care nu am putut să facem ce trebuie. Dar experiențele ne-au învățat că singurul care este vrednic de încredere este Dumnezeu. El este loial, El este fidel, El este nespus de bun, El are o iubire imensă, El e milos. El își face timp de noi. Dacă suferi la 2, la 3 dimineața, El ca o mamă este treaz. El te ascultă, te primește. Nu trebuie să ai o anumită condiție socială, nu trebuie să ai bani, trebuie doar să crezi. Și Dumnezeu va veni pentru că ai nevoie să vină. Ce înțelegem de fapt când spunem amprenta lui Dumnezeu? De ce sau ce mesaj transmite ideea aceasta de amprenta lui Dumnezeu? La modul general, amprenta transmite următorul mesaj: autoritate, proprietate, competență, ordine, conducere, siguranță. Îl văd și acum pe bunicul în memoria mea, când mergeam cu el și punea degetul. Acolo era vorba de o amprentă. Ce mesaj avea amprenta aceea? Ăla era un semn, era un simbol al voinței acelui om, al puterii lui de a hotărâ să facă ceva anume. Restul vieții îl influența semnul acela. Cum s-a manifestat în viețile oamenilor amprenta lui Dumnezeu? Dacă ne uităm în istorie, dacă ne uităm în experiențele vieților noastre, dacă ne uităm în așteptările noastre, cum așteptăm să se manifeste amprenta lui Dumnezeu? De fapt, ce înseamnă asta pentru noi? Am să surprind trei manifestări, cel puțin două. Prima dintre ele este amprenta puterii lui Dumnezeu în creație. Amprenta puterii lui Dumnezeu în creație. Creația nu este accidentală. Este intențională. Evoluția pretinde că este accidentală. Ea ne spune că totul este un accident,
este o întâmplare, este un hazard. Creația nu este accidentală. Ea este programată, ea este gândită, ea este organizată de cineva care are suficientă minte și putere să facă ceea ce există, inclusiv pe noi. Știința medicală nici astăzi nu este în stare să intre în interiorul interiorului, acolo unde numai Dumnezeu a putut intra. Întâmplarea creează accidente, Dumnezeu creează oameni și creează iubire. Biblia spune, de aceea vin oamenii la tine, pentru că tu asculți rugăciunea. Regele David spunea, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Omul acesta a conștientizat că întâmplarea nu putea să genereze un lucru atât de frumos, atât de creativ, atât de rezistent. Puterea creează, puterea generează. De aceea vreau să vedem manifestarea puterii lui Dumnezeu în creație. Puterea generează miracol și uimire. De aceea creștinismul este o religie a miracolului. Ceea ce noi numim miracol în calitate de oameni muritori, limitați, vulnerabili, fragili, de fapt este manifestarea atotputerniciei, infinității și eternității lui Dumnezeu. Un creștinism golit de miracol rămâne o simplă filozofie. Creația este o minune. Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos dintr-o fată fecioară este o minune. Vindecările care s-au făcut în numele lui Iisus de-a lungul istoriei umane și exorcizările, eliberările de sub autoritatea demonilor, toate acestea sunt minuni. Învierea sa din morți, de-a dreptul, imposibilă, inexplicabilă, este o altă minune. Sau înălțarea sa la cer, sfidând legea gravitației. Atunci când încercăm să înțelegem minunile din punct de vedere logic, eșuăm, pentru că minunile nu pot fi explicate niciodată. Ele doar se întâmplă ca o manifestare a puterii Creatorului care ne-a creat pe noi și ne-a așezat în creația sa, în universul acesta. Amprenta puterii lui Dumnezeu în creație. Însă aș vrea să nu vorbesc despre lucrul acesta, o să mă opresc la altceva, o să mă opresc la ADN-ul uman. Eu nu sunt calificat să vorbesc despre treaba asta, pentru că nu sunt specialist în domeniul acesta, însă vreau totuși să vă spun câteva informații. Știu că le știți, dar aș vrea să lăsăm uimirea noastră să se manifeste. Pentru că noi este o minune pe care o neglijăm. Și uneori acceptăm faptul că este o întâmplare. Nucleul fiecărei celule este cel mai mic element viu din tot ce există viață, însă cuprinde o bază de date codificate digital cu un volum de informație mai mare decât toate cele 30 de volume ale Enciclopediei Britanice. Știința ne învață despre faptul că în corpul omenesc există 100 de trilioane de celule și fiecare celulă are un nucleu. De asemenea, gândiți-vă la faptul că în fiecare persoană, în momentul concepției, începe cu o simplă celulă. Când noi începem să existăm, există o singură celulă, un singur nucleu. Cum știe această o singură celulă să construiască tot corpul și după 9 luni să iasă din pântecele mamei un copil? ADN-ul este cel care reproduce acest proiect în fiecare celulă și absolut fiecare celulă știe ce trebuie să facă în organismul omului. Atunci când procesul acesta se încurcă, se împotmolește, apar bolile terminale care ne sperie așa de mult. Informația cuprinsă de ADN într-un volum cât un vârf de ac poate fi cuprinsă într-un teanc uriaș de cărți a cărui înălțime ar depăși de 500 de ori distanța de la Pământ la Lună. Când am citit asta, am vrut să mă asigur că citesc bine și că este adevărat lucrul acesta. NASA precizează că distanța de la Pământ la Lună este de 238.855 de mile. Dacă mulțim asta cu 500, ne dă o distanță de 119 milioane de mile, 427.500 de mile.
Asta înseamnă că teancul de cărți, din informația cât un vârf de ac din ADN-ul nostru, va avea o înălțime dacă le punem pe verticală sau o lungime dacă le punem pe orizontală de 119 milioane de maile. Și toate cărțile acestea înghesuite în informație și așezate în nucleul din celula noastră, în sistemul acesta numit ADN-ul, este cât un vârf de ac. Poate să fie asta o întâmplare? Îți trebuie multă credință să accepți, să crezi că asta poate fi o întâmplare. Pentru stocarea și prelucrarea unui asemenea volum de informații ar fi necesare peste 10.000 de computere performante din vremea noastră. Cel mai complex sistem alcătuit pe baza instrucțiunilor din ADN însă este creierul uman. Mult mai puternic și mult mai complex decât cel mai performant computer care astăzi există în lumea noastră. Creierul uman cuprinde peste 100 de milioane de celule nervoase. Ele sunt conectate prin 380 de kilometri de fibre nervoase. Asta este distanța de la Biserica Betania până în Milwaukee, Wisconsin. Toate acestea sunt învârtite în capul nostru. Între aceste fibre nervoase există peste 100 de miliarde de conexiuni. 100 de miliarde de conexiuni. Nici măcar nu avem capacitatea să ne imaginăm. Uneori le explic femeilor că structura lor cerebrală, sau mai bine zis emoțională, este asemenea unui net. De fapt, niște fibre care se întâlnesc una cu alta, se conectează și fac un veșnic prezent. De aceea bărbații spun că femeile sunt istorice, pentru că toată istoria lor este un permanent prezent, datorită acestei conexiuni, conexiune pe care bărbații nu le are. Cel mai complex sistem alcătuit pe baza instrucțiunilor din ADN, așa cum spuneam, este creierul. Acest miracol numit ADN-ul este amprenta lui Dumnezeu și el manifestă puterea lui Dumnezeu în creație. Atunci când Dumnezeu s-a gândit să-l facă pe om, s-a gândit să-l facă așa. L-a făcut cu capacitatea să râdă, să se bucure, să plângă, să se întristeze, să aibă compasiune, să se conecteze cu alți oameni, să aibă milă, să poată ierta, să aibă vise, să muncească pentru ele, să aibă sentimentul de vinovăție și să regrete ce a făcut rău. L-a făcut capacitatea să se corecteze, să se schimbe, să devină un alt om. I-a dat motivație să muncească, să facă efort. Unei mame i-a dat puterea să se trezească noaptea de o grămadă de ori, uneori, ca să-și crească copilul. Dumnezeu s-a gândit la toate lucrurile acestea și le-a așezat într-un borcan numit ADN-ul, cu o capacitate pe care astăzi tehnologia și performanța umană nu o egalează. Asta se numește amprenta lui Dumnezeu, puterea sa în creație. Nu putem înțelege, uneori intru pe internet și îmi place să studiez despre univers și întâlnesc acolo expresii pe care nu le pot cuprinde, miliarde de ani lumină. Noi măsurăm lungimea în kilometri sau în mile în America. Dar ce înțelege un muritor simplu ca mine? Miliarde de ani lumină. În loc de mile sau kilometri, se măsoară în ani lumină. Cât de departe ar trebui să fie un corp ceresc la milioane de ani lumină distanță de noi? Și totuși Dumnezeu acum este acolo, în timp ce Dumnezeu este aici. Dumnezeu astăzi este în China, ascultând milioane de chinezi care se roagă, și în același timp este în Rusia, ascultând milioane de ruși care se roagă. Și în același timp este în Canada sau Alaska, ascultând milioane de americani care se roagă. Și în același timp e în America de Sud, ascultând o grămadă de argentinieni sau de brazilieni care se roagă. Și în același timp este peste tot. Prezența lui umple pământul exact cum aerul se duce peste tot. Amprenta lui Dumnezeu se vede prin manifestarea puterii în creație. Acolo e degetul lui Dumnezeu.
Degetul nostru nu poate să facă asemenea lucruri, dar degetul lui ne-a făcut pe noi, a pus minunea aceasta inexplicabilă, focul ăsta numit viață, speranță, dorință, ridicare, motivație, să nu vorbim de cele cu caracter negativ. Aș vrea să mă opresc puțin și să vă spun despre faptul că Biblia pare o carte mai puțin credibilă, pentru că ea este prezentată ca fiind accesibilă doar prin credința oamenilor și pare neștiințifică dacă trebuie doar să crezi. A crede este mai mult valabil pentru oameni de la țară, pentru oameni fără carte, pentru oameni care trec prin tragedii, dar oamenii educați, oamenii de la oraș, oamenii care fac legile, pentru ei să crezi este copilărește. Ei folosesc ideea de știință și dintr-o dată evoluționismul pare mai credibil, pentru că în mod, la nivel de idee, el este asociat cu știința. Dar noi toți știm că știință de fapt înseamnă observație. Biblia nu se prezintă ca o carte de știință pe care poți face observații pentru a vedea dacă este valabilă sau nu. Biblia e sinceră și spune trebuie să crezi, pentru că nu-ți pot arăta ce s-a întâmplat acum 1000 de ani, nici acum 2000 de ani, nici la început acum 6000 de ani. Trebuie doar să crezi. Dar ce înseamnă să crezi? Să accepți că lucrul acesta este adevărat doar pentru că îl spune Dumnezeu. Dar vreau dovezi. Dovada este caracterul lui. Dovada este reputația lui. Dovada este cine este el. Când ai încredere într-o persoană, n-ai nevoie de dovezi. Am oameni pe care îi admir în jurul meu și întotdeauna îmi spun, și uneori îmi spun lucruri greu de crezut. Ei mă văd că mă mir și îmi spun, o să-ți arăt, și încearcă să-și deschidă telefonul sau altceva și îi spun, mulțumesc, nu-i nevoie. Când spun nu-i nevoie, spun am încredere în cuvântul tău, după cum aș avea încredere în dovada pe care ai intenția să mi-o prezinți. Pentru că te cunosc, știu ce valori ai, știu ce fel de om ești. Aleg să cred fără dovezi, să cred în cuvântul tău. Dacă avem putere să avem încredere într-un om și omul este om, indiferent cum îl cheamă, atunci de ce nu aș alege să mă încred în Dumnezeu care m-a creat și care atunci când am fost singur, amărât, vulnerabil, când n-am avut pe nimeni, crescut de o bunică oarbă, el a fost cu mine, el mi-a dat un viitor, mi-a purtat de grijă și m-a ajutat să ajung unde n-am îndrăznit să sper vreodată. De ce să nu am încredere în acest Dumnezeu care are vârsta de 61 de ani pentru mine? Pentru că de când m-am născut m-a acompaniat. Întotdeauna m-a încurajat, m-a mângâiat. Am fost singur și n-am fost singur. Am fost slab și n-am fost slab. N-am avut mâncare uneori și totuși am avut. Pentru că El s-a constituit în împlinirea tuturor nevoilor mele. La vârsta aceasta să cred în Dumnezeu este cel mai ușor lucru. Pentru că am în spate, în trecut, experiențe care au validat existența Lui, care au validat dragostea Lui, care au validat bunătatea și iertarea Lui. Astăzi nu trebuie să mai fac efort să cred. Astăzi este normal să cred. Sunt împins de cei 61 de ani care pur și simplu sunt burdușiți de experiențele prezenței lui Dumnezeu și ale harului său felurit. Revenim puțin la știință. Ea se pretinde obiectivă. De fapt, revenim la evoluție, nu la știință. Fiind pusă în opoziție cu Biblia, care pretinde credință, nu știință. Spuneți-mi, încercați vă rog frumos să vă răspundeți dumneavoastră următorul lucru. Cine a observat procesul transformării maimuței în om, dacă știință înseamnă observație? Biblia e cinstită, spune că trebuie să crezi și poți să crezi sau nu. Este simplu de făcut. Poți să fii fără carte, poți să fii bătrân, sănătos, bolnav, de la țară, de la oraș, orice om poate să creadă. Dar evoluția spune, noi ne bazăm pe credință, noi nu suntem ca bibliștii, niște inocenți, niște victime ale ideologiei creștine. Nu, noi avem știința la dispoziție, dar știința folosește observația. Întreb, cine a făcut observație pe procesul transformării maimuței în om?
Puteți să-mi spuneți cine a văzut procesul acesta, cine l-a observat? Vreau să știți că nu există. Nu există procesul acesta. Nimeni n-a văzut nimic. Lăsați-mă să vă mai pun o întrebare. De ce nu toate maimuțele au devenit oameni și au mai rămas și maimuțe în timp ce unele au devenit oameni? Vă întreb, maimuțele care au rămas maimuțe se vor transforma cândva în oameni? De ce, de când există evidențe, nicio maimuță dintre cele care nu s-au făcut oameni înainte de timp, nu s-a mai făcut oameni niciuna? Asta înseamnă observație? Dar nici un copil nu poate să creadă treaba asta. Asta înseamnă știință? Asta înseamnă evidență? Cum se prezintă evoluția ca un postulat, ca o știință care face observații? Și uite, domnule, rezultatul observației, nu ca și Biblia care spune crede-mă și nu cerceta. Biblia este prezentată de știință, de fapt nu de știință, de evoluționiști, ca o glumă. Nu vreau să insist asupra acestor lucruri, vreau doar să spun ca o încheiere la primul punct. Dacă vorbim despre observații și elemente științifice, aș vrea să vă spun 7 observații sau 7 argumente pentru care trebuie să credem Biblia. În primul rând, argumentul logic. Biblia afirmă că este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia afirmă că este cuvântul lui Dumnezeu. De sute de ori scrie, așa vorbește Domnul. Este o sumă de profeții alcătuite într-o carte, pe lângă narațiuni și pe lângă alte forme literare. Este argumentul istoric. Istoria confirmă veridicitatea Bibliei. Istoria este un martor. Dacă eu vă spun o întâmplare din viața mea, uneori am spus-o la un număr mic de prieteni, n-am dormit 3 zile și 3 nopți, pentru că am fost implicat într-o misiune foarte importantă și mă întorceam acasă cu mașina mea în orașul Giurgiu, la graniță cu Bulgaria, sub București. Eram la 2 km de oraș, distanța dintre o pădure și intrarea în oraș, șoseaua era foarte înaltă și 2 șanțuri foarte adânci și apoi câmpul. Și pur și simplu am simțit că mașina se duce în partea dreaptă, în partea stângă, și am văzut că intru în șanț, am tras de volan și mașina a rămas tot acolo, am mai tras încă o dată de volan și mașina a rămas tot acolo, ba dimpotrivă am văzut că era mașina înclinată aproape să mă duc în șanț și în momentul acela parcă m-am trezit, dar nu dormeam. Parcă m-am trezit și am constatat că eu nu învârteam de volan și învârteam de la manivela care ridică geamul. Era o mașină mai veche care nu avea ridicare și coborâre de geam automată. Deci atât de obosit mi-a fost creierul, încât nu am mai putut să funcționeze normal și singurul lucru pe care l-am mai putut face este să se oprească la ceva care se învârte rotund ca volanul. Și eu am crezut că învârt de volan în timp ce învârteam manivela cu care ridicam geamul. Ei, dacă vă spun asta, nu o să mă credeți, dar mie mi s-a întâmplat. Eu nu o să spun că nu cred, pentru că este experiența mea. Eu știu că a fost reală și nu-i nimic adăugat în plus, nu-i nimic neadevărat. 100% exact așa s-a întâmplat. Când experimentezi un lucru, nu mai ai nevoie de argumente. Când trăiești cu Dumnezeu, când te scoate din cancer în timp ce alții sunt băgați în sicriu, atunci știi cine te-a scos. Când Dumnezeu te ajută, când Dumnezeu te ridică, când Dumnezeu îți rezolvă o problemă, când îți mântuiește sufletul, când îți iartă păcatele, nu mai ai nevoie de argumente, pentru că argumentul este propria ta experiență, care este deasupra tuturor argumentelor. Când vorbim de amprenta lui Dumnezeu, vorbim de altfel, de puterea care se manifestă prin creație. Al doilea lucru dintre cele 3 este amprenta dragostei lui Dumnezeu în mântuire. Dacă puterea lui Dumnezeu creează, dragostea lui Dumnezeu iartă. Dragostea lui Dumnezeu iartă. Dragostea generează milă, bunătate, iertare. Biblia spune în cartea Iacov, mila biruiește judecata. Când ai milă de cineva, pur și simplu neglijezi dreptatea. Când ți se face milă de copil, când îl vezi cât de speriate și cum tremură și vine sentimentul acela dominant al milei,
dintr-o dată alegi să nu mai pedepsești și spui, o, dragul mami, hai vino. Și în loc să-l plesnești, îl îmbrățișezi. Știi ce s-a întâmplat în spate? Mila a biruit judecata. După judecată trebuia pedepsit. După milă trebuia iertat. Și Dumnezeu a fost într-o zi, cu privire la mine, în dilema aceasta. Să-l iert pe ăsta sau să-l pedepsesc. Noi, alergând după dreptate, suntem așa de militanți cu dreptatea, vrem să se facă dreptate. Dar dacă dreptatea aceasta s-ar întoarce într-o zi împotriva mea și a familiei mele, atunci nu mi-ar place. Îmi place să fiu drept cu alții. Așa suntem toți. Vrem dreptate socială. Ne ridicăm împotriva compromisului, a neadevărului, a lipsei de obiectivitate. Însă, din nefericire, uneori, noi practicăm lucrurile astea. Și nu ne ridicăm împotriva la ceea ce noi greșim. Suntem tentați să ne ridicăm împotriva la ceea ce alții greșesc. Gândiți-vă că Dumnezeu îi vede și pe ăia și îi vede și pe ăștia. Și El e drept și în egală măsură bun. Iar echilibrul dintre milă, care biruiește judecata, și adevăr, care cheamă pedeapsa, este unul desăvârșit în mintea lui Dumnezeu. Iar felul în care El acționează sau reacționează este direct proporțional cu adevărul, pe de o parte, dar în egală măsură cu dragostea Lui, pe de cealaltă parte. Aș vrea, pentru aceasta a doua idee, aprenta dragostei lui Dumnezeu în mântuire, să nu mai filozofez ca la primul punct cu ADN-ul și să spun ceva mai uman, mai aproape de noi. Am ales un exemplu pe care am acceptat cu greu să-l aleg, pentru că are și un aspect negativ, dar l-am ales pentru aspectul lui pozitiv. M-am întors cu spatele la aspectul negativ și cu fața la cel pozitiv. Și aș vrea să vorbesc despre o persoană care este menționată în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8. Hristos intră în templu și iese. Și când iese, un grup de oameni care erau predicatori, farisei, conducători ai evreilor, aceștia erau renumiți ca fiind niște oameni foarte compromiși, dar, așa cum menționam mai devreme, foarte cu dreptatea pentru alții. Și oamenii aceștia îl opresc pe Iisus și îi spun, învățătorule, avem aici o femeie care a fost prinsă în adulter. Nu întreb acum unde era bărbatul, că nu este timpul potrivit, că nu vreau să mă concentrez pe treaba asta. Dar vreau să ne oprim un pic la această femeie. Și Hristos întreabă, farisei îl întreabă pe Hristos, legea spune să o omorâm cu pietre, așa spune legea noastră, tu ce spui? Și Hristos a fost pus între mila ca să o ierte și dreptatea ca să o omoare. Și le-a îmbinat pe amândouă cu o înțelepciune pe care nu o are decât Creatorul. El spune, ea trebuie să fie lovită cu pietre și să fie omorâtă, dar trebuie să te califici pentru care să o lovești cu pietre. Cel care nu are niciun păcat, să o lovească. Și unul câte unul au plecat din prezența lui pentru că nu se calificau să dea într-un păcătos. Un păcătos nu poate să dea într-un păcătos. Asta este lipsă și de omenie și de bun simț. A spus, cine nu a păcătuit, se califică să lovească cu pietre. Legea spune, lovește-o. Dar trebuie să te califici pentru a o lovi. Când și-a ridicat privirea, nu mai era niciun om acolo, în afară de femeia care tremura de frică. S-a uitat la ea și a întrebat-o, nu te-a lovit nimeni? Și a spus, nu, Doamne. Știa că El poate să o lovească, că El era fără păcat. El n-a făcut nici măcar o singură dată un simplu păcat. Știa că El o să facă lucrul acesta pentru că era drept. Dar ceea ce i-a spus a șocat-o. Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar totuși spun o condiție, să nu mai faci. Nu mai poți intra în trecut. Ce ai făcut e bun făcut.
dar poți intra în prezent și în fiecare dimineață în viitor să nu mai faci. Și femeia a plecat. Dacă vă întâlneați cu ea și i-ați fi adus argumente că Dumnezeu nu există, ați fi reușit să o convingeți. Dacă ați fi întâlnit-o și i-ați fi propus să bârfiți pe cineva care nu e cum vreți dumneavoastră, ar fi acceptat să bârfească despre cineva care a păcătuit? Nu. De ce? Pentru că ea era una dintre persoanele care au păcătuit. Iar cineva care păcătuiește e de-a dreptul obraznic să-l bârfească pe altul care a păcătuit ca și el. M-am oprit aici ca să vă spun următorul lucru. După cum puterea lui Dumnezeu se vede în creație, se manifestă prin a crea, a produce lucruri vizibile, într-un mod miraculos, logica nu ne ajută cu nimic. Pur și simplu vedem lucrurile aici. Tot la fel, dragostea lui Dumnezeu restaurează, iartă și mântuiește. Sunt femei care au trăit în păcate îngrozitoare și au ucis copii, s-au culcat cu nu știu câți bărbați. Iertați-mă, vă rog frumos, lăsați-mă să fiu puțin doar om. Și au făcut foarte multe păcate. Sunt bărbați care au făcut aceleași lucruri și călătoresc prin lume fără Dumnezeu. Li se pare că distracția, emoția și instinctele primare manifestate în mod păcătos sunt singurele idealuri. Dar vine un moment în care se întâmplă ceva. Logic, nu poți explica ce se întâmplă, dar se întâmplă ceva. În mintea lui, acolo, undeva în sistemul ăla numit ADN-ul, în sistemul ăsta de judecată, de valori, se activează ceva ce a fost încuiat, numit vinovăția. Și vinovăția scapă afară. Începi să plângi fără motiv. Te vezi atât de murdar încât nu știi ce să mai faci cu tine. Și nu mai ai liniște și pace. Și atunci spui, nu poți să-mi dai puțin Biblia? Și citești. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit, nu doar a creat, fiindcă atât de mult a iubit, nu doar a creat. Dumnezeu a creat, dar creația sa s-a compromis prin păcat. Creația lui Dumnezeu s-a denaturat, s-a alterat, s-a făcut stricată ca mâncarea și nu mai te poți folosi de ea, miroase îngrozitor. Creația lui Dumnezeu a fost stricată de păcat și noi știm ce e ăla, că a trecut pe aici și pe aici de milioane de ori. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine, și femeia asta prinsă în adulter, da, și eu care am făcut o grămadă de prostii în viața mea, da, și dumneata, da, oricine. Știți ce înseamnă oricine în limba română? Știți ce înseamnă oricine în limba engleză? Toți știm. Oricine înseamnă oricine. Adică înseamnă că nimeni nu este exclus, dar absolut nimeni. Vă întreb, există undeva în lumea asta o asemenea iubire? Mai există cineva pe fața pământului care poate să pună problema în maniera asta? Fără niciun criteriu de selecție, chiar oricine? Păi, dar în lumea asta sunt oameni care au făcut atâta rău, care au omorât foarte mulți oameni. Și Hristos spune, oricine. Eu i-am dat omului aceluia viață și înainte să moară, el va avea șansa să se pocăiască. Dacă vrea, dacă alege. Șansa i-o dau, dar nu-l oblig. Pentru că nu vreau să fiu iubit de cineva împotriva voinței lui. Dacă cineva alege să mă iubească, mă voi bucura de iubirea lui. Dacă cineva alege să nu mă iubească, îi voi permite să nu mă iubească. Această permisivitate a lui Dumnezeu devine responsabilitatea noastră. Iar această responsabilitate va trimite pe mulți în iad. Pentru că mântuirea nu e în mâna lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu a fost acum 2000 de ani, când Iisus a spus, Tată, dacă este posibil, fă să nu mă duc. Să nu mă duc la cruce. Dar dacă nu se poate, mă duc. Și nu s-a putut. Și s-a dus. De atunci, mântuirea este în mâna oamenilor.
Și dacă vor, o pun în viața lor și devin mântuiți. Și dacă nu vor, o lasă acolo și se detașează. În loc să se detașeze de păcat, se detașează de iertare. În loc să se detașeze de moarte, se detașează de viață. Și în loc să se detașeze de iad, se detașează de rai. Întreba Dumnezeu și eu reactualizez întrebarea lui: ce aș mai putea să fac oamenilor? Și nu le-am făcut. Toți avem discernământ. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Toți avem puterea să vrem un lucru dacă ajungem la concluzia că este în avantajul nostru. În consecință, noi putem să alegem astăzi, indiferent de ce am ales până astăzi și indiferent de ce vor continua alții să aleagă sau nu. Eu sunt o singură ființă, așa cum mă vedeți, atât cât sunt de înalt sau de mărunt, atât cât sunt de gras sau de slab, atât cât sunt de deștept sau de alt fel, așa cum mă vedeți, eu sunt un om de sine stătător, nu depinde nimeni. Am un legământ cu Carmen, singura ființă de pe fața pământului cu care am un legământ. Am un legământ cu ea, dar legământul ăsta nu mi-a individualitatea mea și nici pe a ei, rămânem două ființe independente. Dar am ales să trăim împreună într-un legământ al căsătoriei. Dar fiecare înaintea lui Dumnezeu suntem un individ absolut separat de oricine. Eu fac ce vreau. Cu 40 de ani în urmă am vrut să mă pocăiesc pentru că am vrut să scap de păcat și am vrut Dumnezeu să nu se mai uite la mine ca la un om păcătos, ca la un vrășmaș, ca la cineva pe care urmează să-l pedepsească. Am vrut să scap de treaba asta. Pentru că mi s-a întâmplat ceva în minte și am văzut lucrurile într-un alt fel. Această amprentă a lui Dumnezeu s-a apropiat de conștiința mea și a trebuit să gestionez starea de vinovăție pe care am încercat-o într-o slujbă ca asta. Și era mai simplu să mi-o asum și să continui, dar mi-am asumat partea mai complicată. Să las vinovăția să lucreze și să o transform într-o motivație de a mă pocăi și de a spune în mod public: fraților, eu de astăzi înainte mă pocăiesc. Iar lucrurile păcătoase pe care le-am făcut până astăzi, eu nu o să le mai fac cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu de partea lui Dumnezeu, vreau să fiu un bărbat al credinței, vreau să fiu fidel, loial și cinstit. Am fost cu foarte multe slăbiciuni, cu foarte multe ezitări și ieșiri în decor, dar la modul general am fost. Dacă Dumnezeu s-ar uita la mine cu ochii lui drepți, nu m-aș califica, dar El se uită la mine prin Hristos, că L-a dat pe Hristos să devină apărătorul nostru, inclusiv al meu. Și atunci eu L-am ales pe Iisus să mă apere. Pe cine să aleg? Pe diavolul? Păi când L-am ales pe diavolul în prima parte a vieții mele, m-a învățat să fac toate prostiile din lume. Dacă aș avea libertatea și ocazia să vă spun câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut la începutul vieții mele, probabil că ar semăna cu multe altele pe care dumneavoastră le știți. Stimați prieteni, ce am vrut să spun astăzi cu predica aceasta este următorul lucru. Când vorbim despre amprenta lui Dumnezeu, vorbim despre manifestarea puterii prin creație. Dumnezeu se califică să fie luat pe cuvânt prin ceea ce a fost în stare să construiască universul ăsta. El se califică, e meritos ca să fie luat pe cuvânt. Tot ceea ce spune după, nu mai avem nevoie de dovezi. Puterea lui a construit inclusiv pe noi și absolut tot universul material și nu numai. Dar în afară de putere, Dumnezeu are și dragoste. Și dacă prin putere a construit o construcție la care noi am dat cu piciorul, pentru că prin păcat am stricat construcția lui Dumnezeu, El a venit cu ceva care restaurează, cu dragostea, și prin dragoste ne-a iertat. Să știți că există în viața fiecărui om un moment în care acceptă iertarea fără să-i mai fie rușine că o acceptă. Noi ne place să facem lucrurile private în privat. Dar pocăința este o chestiune publică.
Și atunci este autentică, când e publică, pentru că altfel vrem să fie privată ca să nu ne facem de rușine și să nu știe nimeni că noi ne-am pocăit și să ne dăm drept tot oamenii dinainte, adică oameni din lume. Stimați prieteni, nu vreau să pun presiune pe conștiința dumneavoastră. Vreau doar să vă spun că eu am 61 de ani astăzi și cândva am avut 18, cândva am avut 21 și m-am căsătorit, cândva am avut 24 și am avut primul copil și pot să înșir câteva repere din viața mea, dar nu vă interesează. Dar acum am 61 de ani. Îmi pare rău că nu m-am pocăit mai devreme și îmi pare rău și că nu m-am căsătorit mai devreme. Două lucruri pe care le regret. Pentru că viața de familie este singura formă de a trăi pe pământ care se merită să o trăiești. Tot timpul având un ajutor și fiind celui care ți este ajutor. Și apoi, să trăiești cu Dumnezeu înseamnă să trăiești îmbrățișat. Înseamnă să trăiești milit și mângâiat și vindecat și iertat. Înseamnă să trăiești fără frică și înseamnă să trăiești în timp ce El îți poartă de grijă. Biblia spune că El nu doarme, dar eu dorm. În ultimul timp nu mai reușesc să dorm atât cât ar fi trebuit, dar totuși dorm. În timp ce eu dorm, Dumnezeu e treaz. Dumnezeu e treaz. Uneori iau câte o aspirină pentru că mănânc nesănătos, am o viață mai dezordonată, așa fără un program prea bine stabilit și zic, hai că aspirina asta însubțiază sângele, să nu se întâmple vreun accident vascular. Și mă trezesc dimineața și zic, sigur nu e din cauza la aspirina aia de aseară. Oameni scumpi, când vorbim despre amprenta lui Dumnezeu, despre degetul lui Dumnezeu pe care l-au văzut egiptenii și cu siguranță viața lor a fost, experiența asta i-a schimbat, le-a schimbat mintea. Amprenta lui Dumnezeu înseamnă puterea care creează, care poate să facă orice lucru, dar și dragostea care iartă, care restaurează, care ridică. O puteți vedea aici pe femeia aia care tremură, știe că va fi omorâtă cu pietre? Eu nu vreau să ne concentrăm pe adulterul ei, eu vreau să ne concentrăm pe iertarea ei. În sfârșit, în timp ce tot orașul vrea să o omoare, a întâlnit pe cineva care a vrut să o ierte. Puteți să-mi spuneți unde e acel cineva? Cineva a ales să o ierte. Cineva a ales să-i dea viitor. Du-te, dar să nu mai faci. O să fie frumos. Puteți să-mi spuneți unde este? De ce fiecare om are nevoie de el? Pentru că fiecare om are nevoie de iertare. Fiecare om are nevoie de iertare. Fiecare om are nevoie de vindecare. Fiecare om, dar absolut fiecare om. O să închei citindu-vă ceva din Biblie. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe îmi pătrus gândul. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele. Doamne, nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu deja îl cunoșteai. Tu mă înconjuri pe dinainte și pe dinapoi și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată, mai presus de puterile mele. E atât de înaltă, nu o pot pricepe. Doamne, unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi putea să fug în absența Ta? Dacă mă urc în cer, ești acolo. Dacă mă duc în locuința morților, ești acolo. Tu mi-ai întocmit rărurchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Tu m-ai conceput, Doamne, și Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt toate lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu treaba asta. Trupul meu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, o singură celulă. Țesut în chip ciudat, ca în adâncimea pământului. Când nu eram decât câteva celule, un plot fără chip, Tu mi-ai dat chipul Tău. Ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care erau rânduite, mai înainte ca să fie vreuna dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare e numărul lor. Cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima,
Încearcă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dumnezeu în seara, în dimineața asta, astăzi, la prânz, spune multora dintre noi, probabil ești pe o cale rea și vreau să te pun pe calea veșniciei. Te rog să nu te opui, pentru că mișcarea aceasta este absolut necesară. Mișcarea asta îți va aduce viață. Mișcarea asta este singurul lucru care trebuie să se întâmple în ființa ta. Ești pregătit să faci asta astăzi? Ești pregătit să iei o decizie un pic mai importantă decât decizia de a te căsători? Căsătoria, la un moment dat, vei fi liberă de ea când mor dumneata sau moare partener. Căsătoria are un sfârșit în legământul ei. Dar legământul cu Iisus, cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt, nu are niciun sfârșit. Că ne vom muta dincolo. Al treilea punct era următorul. Prin minune vom fi cu Dumnezeu pentru întotdeauna. Dar am predicat prea mult ca să mai vorbesc despre asta. Stimate surori, ați trecut de multe ori prin suferință și prin singurătate. V-ați simțit de atâtea ori singure, neînțelese, poate abandonate. De multe ori v-ați uitat la altele care aveau, care erau sănătoase și dumneavoastră n-aveați sau nu erați sănătoase. Și Dumnezeu v-a trecut prin multe experiențe ca să vă arate cât de fragile sunteți și cât de mare nevoie aveți de El, dar nu doar pentru viața de pe pământ, că e prea scurtă ca să te agăți de ea. Ea trebuie trăită frumos, dar în timpul ei trebuie să te pregătești pentru ce urmează, pentru că dincolo nu mai există nimic care se termină. Dar pentru asta trebuie să ajungi acolo. Iar acolo ne poate doar duce doar El, care își folosește mila și ne iartă. Că în situația în care suntem nu putem ajunge, nu ne calificăm. Aș vrea să vă chem astăzi să-L acceptați pe Iisus în sufletele dumneavoastră ca pe Mântuitorul dumneavoastră personal. Asta nu are legătură cu religia. Nu mă întrebați dacă mai vă duceți la ortodox sau nu, aia nu-i problema mea, e problema dumneavoastră. Eu vă spun altceva. Eu vreau să vă spun că Fiul lui Dumnezeu a venit ca să ierte păcatele oamenilor și le iartă om cu om, individ cu individ, la fiecare mod absolut personal și unic. Dar nu face lucrul ăsta dacă persoana nu cere lucrul ăsta. De aceea astăzi aș vrea să vă invit să faceți treaba asta care trece dincolo de profesie, de mașini, de bani, de business, de orice. Pentru că într-o zi aspirina nu va mai fi suficientă și probabil un chiac de sânge sau alte miliarde de posibile chestii de genul ăsta poate face ca inima noastră să se oprească pentru întotdeauna. Și de atunci încolo nu va mai exista nici timp, nici posibilitatea să ne pocăim, nimic decât o judecată și va fi prea târziu ca să mai scăpăm de ea. Astăzi este posibil. Cum? Folosind mila lui Dumnezeu care este aici. Vă chem astăzi să reacționați pentru sufletul dumneavoastră. Probabil că veți spune că când plecați a fost frumos. Mulțumim. Dar a fost frumos 2 ore, nu te gândești că urmează o eternitate și în eternitatea asta Dumnezeu îți dă șansa să-ți pregătești lucrurile așa cum ți le pregătești pentru vacanță. Aș vrea să vă invit să vă ridicați. Și o să vă rog în timpul la cântarea aceasta care urmează să vă gândiți dacă în această zi n-ați vrea să-mi permiteți să fac o rugăciune pentru dumneavoastră, o rugăciune care spune: Doamne, te rog, iartă persoana asta așa cum ai promis, pentru că în inima ei crede că Tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că în inima ei regretă păcatele pe care le-a făcut, singurul lucru pe care îl mai poate face. Te rog, regretă păcatele pe care le-ai făcut, că ăsta e singurul fel în care poți scăpa de ele. Și te rog, crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Acestea sunt două lucruri pe care le poate face oricine într-un singur minut. Fă lucrul ăsta spre singurul bine pe care ți-l poți face pentru viața eternă.